Sunt onorată că am prilejul să deschid acest eveniment și anunț astăzi că pe această platformă online vor fi prezentate rapoartele de activitate pentru anul 2020 a Consiliului Superior al Procurorilor și a Procuraturii. De asemenea, vor fi anunțate prioritățile Procuraturii stabilite pentru anul 2021, care au fost avizate la ședința Consiliului Superior al Procurorilor din data de 28 ianuarie 2021. Am decis utilizarea acestui format din cauza restricțiilor sanitare aferente pandemiei COVID-19. Derularea exercițiului este o exigență stabilită de lege, dar și o necesitate instituțională, având în vedere interesul public pentru activitatea sistemului Procuraturii. Prezentările făcute în cadrul acestui eveniment vor include raportul Consiliului Superior al Procurorilor, raportul Procuraturii și prioritățile pentru anul 2021. Acestea vor fi susținute de președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Procurorul General și adjuncții Procurorului General pe domeniile de activitate încredințate conform atribuțiilor funcționale. Folosim această posibilitate pentru a oferi societății informația despre activitatea realizată pe parcursul anului precedent, evaluarea rezultatelor obținute și a indicatorilor statistici înregistrați. Am fermă convingere că evenimentul este de interes major și ne propunem o abordare onestă a situației pe domeniile constituționale de competență, care să ne ofere posibilitatea concluziilor argumentate și adaptate nevoilor reale privind dezvoltarea sistemului Procuraturii. Astfel, urmând agenda stabilită pentru ziua de astăzi, voi prelua următorul subiect pentru a prezenta raportul de activitate a Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2020. Domnule Procuror General, doamnelor și domnilor procurori, stimată audiență! În mod tradițional, urmând cerințele stabilite de lege, raportul de activitate a Consiliului Superior al Procurorilor și a Procuraturii se prezintă la adunarea generală a procurorilor, care fiind organul suprem de autoadministrare, urmează să decidă măsurile necesare în vederea dezvoltării sistemului procuraturii și realizării priorităților de activitate asumate. Anul 2020 a fost o experiență neordinară, ce a impus restricții sanitare și a schimbat percepții despre modul în care o societate trebuie să-și apere valorile de drept și să consolideze ordinea juridică. Ne-am confruntat la nivel mondial cu provocări majore și am fost determinați să identificăm soluții juridice pentru situații care nu puteau fi anticipate. Prin întreaga activitate, Consiliul Superior al Procurorilor a urmărit să răspundă nevoii de a asigura derularea procedurilor din competența sa și să garanteze că, indiferent de constrângerile sanitare în sistemul procuraturii, nu este blocată funcționarea măsurilor ce vizează cariera procurorilor. În anul 2020, Consiliul Superior al Procurorilor a marcat 10 ani de activitate, perioadă care a registrat mai multe evoluții vizând instituția, iar unul din progresele majore a fost definirea mandatului Consiliului Superior al Procurorilor în Constituție, prevedere care a consolidat esențial rolul acestei autorități publice în arhitectura organelor de stat. Este o perioadă care oferă clar posibilitatea bilanțurilor statistice și concluziilor de substanță privind raționamentul existenței unui organ de autoadministrare. Pentru noi a fost deosebit de importantă recepționarea avizului Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni, adoptat la 20 februarie 2020, în baza demersului pe care l-a făcut Consiliul Superior al Procurorilor. Adresarea remisă Forului European a expus mai multe îngrijorări referitoare la riscurile de afectare a principiului independenței procurorilor în contextul modificării legislației. Prin punctul de vedere formulat,
Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni a împărtășit viziunile noastre și a reiterat necesitatea unei atenții sporite față de independența procurorilor ca mijloc de asigurare a independenței judiciare depline. De asemenea, pe parcursul anului 2020 au fost organizate câteva ateliere de lucru cu reprezentanți ai Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni și ai Comisiei de la Veneția, în cadrul cărora au fost discutate subiecte de interes major, și anume funcționarea sistemului procuraturii și realizarea dezideratului de a oferi cetățenilor un serviciu public de înaltă calitate. O provocare majoră cu care s-a confruntat Consiliul Superior al Procurorilor și, de fapt, întreg sistemul procuraturii a fost imposibilitatea organizării adunării generale a procurorilor pentru a alege alte componențe ale colegiilor. Exigențele epidemiologice au determinat imposibilitatea unui astfel de ședințe. Respectiv, având în vedere prevederile legii, durata mandatului celor trei colegii a fost extinsă. În acest context, vreau să apreciez efortul depus de către toți membrii colegiilor, care au dat dovadă de înaltă responsabilitate pentru calitatea asumată, au continuat exercitarea mandatului și au asigurat derularea consecventă a procedurilor de evaluare a performanțelor de selecție și a procedurilor disciplinare. Au fost evitate astfel blocaje instituționale, ale căror consecințe sunt greu de contabilizat. De aceea e un aspect pozitiv că nu au intervenit astfel de situații. Una dintre preocupările Consiliului Superior al Procurorilor a fost identificarea mecanismelor relevante pentru punerea în aplicare a recomandărilor GRECO, în parte ce ține de publicarea hotărârilor disciplinare în privința procurorilor. În avizele sale, GRECO a atestat rezerve pe acest compartiment, care afectau respectarea principiului transparenței în activitate. Drept răspuns, Consiliul Superior al Procurorilor a menționat constant că punerea în aplicare a mecanismului urmează să se alinieze mai multor standarde, inclusiv clauzei de confidențialitate a urmăririi penale și restricțiilor generate de datele cu caracter personal. Efortul de evaluare a tuturor criteriilor normative ce au aplicare în acest sens a condus la elaborarea conceptului de publicare a hotărârilor disciplinare. Ulterior, au fost introduse modificări în actele normative instituționale care să constituie suportul juridic al acestor mecanisme. La moment, sunt în etapa de finalizare adaptările tehnice care să asigure secretizarea celor părți din hotărârile de disciplinare care nu pot fi făcute publice. Din perspectiva indicatorilor statistici, notăm că pe parcursul anului 2020, Consiliul Superior al Procurorilor s-a convocat în 22 de ședințe, în rezultatul cărora au fost adoptate 132 de hotărâri care au vizat domenii ce țin de organizarea procedurilor de selecție, numire și promovare a procurorilor, aprobarea planurilor de studii pentru formarea inițială și continuă a candidaților la funcția de procuror și a procurorilor în funcție, modificarea actelor instituționale ce reglementează activitatea organelor de autoadministrare a procurorilor și a propriului aparat. Au fost demarate concursuri pentru numirea în funcție de procuror. Între candidații la funcția de procuror, pentru suplinirea a 25 de posturi. Între procurorii în funcție, pentru suplinirea a 31 de posturi. În ceea ce privește transferul procurorilor, notez, au fost transferați 21 de procurori în temeiul prevederilor punctelor 8-15 de regulamentul Consiliului Superior al Procurorilor, iar după modificările operate în articolul 54 aliniatul 1 din legea cu privire la procuratură,
Consiliul Superior al Procurorilor a avizat transferul pentru alți 14 procurori. În anul 2020, în cadrul evenimentului de consemnare aniversării a 28-a de la formarea Procuraturii Republicii Moldova, luând în considerație rezultatele activității desfășurate, Consiliul Superior al Procurorilor a propus să fie încurajați 51 de procurori. Domeniul disciplinar. Pe acest domeniu consemnăm mai multe aspecte sensibile, însă Consiliul Superior al Procurorilor a reiterat constant în practica sa despre necesitatea abordărilor obiective, dar exigente. Conștientizăm că standardele impuse activității procurorilor sunt categorice și nu lasă loc de compromisuri, iar severitatea cerințelor este o condiție ferească, deoarece munca de procuror înseamnă contribuire la înfăptuirea actului de justiție. Interesul public cere ca prestația procurorilor să fie onestă, corectă, bazată pe lege și anume aceste principii vor călăuzi și în continuare Consiliul Superior al Procurorilor atunci când sunt deduse analizii cazuri disciplinare în privința procurorilor. Vă informăm că în anul 2020 au fost înregistrate și remise la Inspecția Procurorilor 256 de sesizări în privința procurorilor, 199 depuse de justițiabili, 52 de către conducătorii subdiviziunilor specializate ale procuraturii și 5 de către inspectorii din cadrul Inspecției Procurorilor. Pe rolul Consiliului Superior al Procurorilor s-au aflat spre examinare contestații asupra hotărârilor Colegiului de Disciplină și Etică în privința a 23 de cazuri. Urmarea a examinării contestațiilor împotriva hotărârilor Colegiul de Disciplină și Etică, Consiliul Superior al Procurorilor a decis admiterea contestațiilor în 14 cazuri, respingerea contestațiilor în 5 cazuri. La finele anului au rămas pendinte 4 contestații, asupra cărora Consiliul Superior al Procurorilor urmează să se pronunțe după examinare. În anul 2020 a fost elaborată strategia de comunicare, inclusă în lista de priorități ale Consiliului Superior al Procurorilor pentru anul 2020 la domeniul transparenței și sporirii imaginii instituției. A fost realizat și plasat pe pagina web videograficul rolul și misiunea Consiliului Superior al Procurorilor în 2 minute, care distribuie într-o manieră non-juridică date despre activitatea instituției, explicând în câțiva pași componența și atribuțiile sale în sistemul de justiție în Republica Moldova. Am avut un continuu dialog cu partenerii de dezvoltare, care a asigurat consolidarea capacităților instituționale și a contribuit la implementarea eficientă a obiectivelor de activitate. Toate evenimentele din activitatea Consiliului Superior al Procurorilor au fost reflectate constant pe pagina electronică. În fiecare comunicat de presă am ținut să informăm opinia publică despre inițiativele noastre și rezultatele înregistrate. Constatăm că informația oferită a fost preluată și difuzată de mass media. Apreciem efortul profesioniștilor din redacțiile de știri, care au insistat să înțeleagă în cele mai mici detalii evenimentele din agenda Consiliului Superior al Procurorilor. Ne-au adresat demersuri pentru informații suplimentare, înțelegând că vor să transmită publicului date obiective și corecte. Această interacțiune oferă substanță principiului transparenței și asigură recepționarea de către societate a unui mesaj onest și imparțial. Stimați colegi procurori, criza pandemică a demonstrat cât de fragilă pot să fie o societate în fața unei asemenea provocări. Prestația voastră profesională este o piesă de rezistență în efortul comun ca apărarea drepturilor omului să nu fie afectată, iar principiile de drept să fie valorificate,
spre beneficiul societății. Suntem ghidați de concluzia expusă în avizul Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni, potrivit căreia procurorii nu pot să facă compromisuri atunci când vine vorba de standarde de etică profesională, chiar și în situații de urgență, și ar trebui să fie conștienți de faptul că urmează să depășească provocările păstrând aceleași standarde. Evident, prezentarea de azi este o sinteză a raportului de activitate a Consiliului Superior al Procurorilor, deoarece întreg documentul are cu dimensiuni impunătoare. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că întreg raport de bilanț va fi plasat pe pagina oficială la rubrica Transparență. Vă îndemnăm să-l consultați pentru a documenta cu referire la toate aspectele particulare ce prezintă interes. Pentru anul 2021, Consiliul Superior al Procurorilor și-a setat mai multe priorități, toate fiind de importanță instituțională majoră. Vom continua să promovăm valorile deontologice și mesajul cheie că activitatea procurorilor este un serviciu public adresat cetățeanului. Să implementăm abordările noi pentru asigurarea integrității profesionale. Să asigurăm că procesele de selecție se bazează pe meritocrații. Rămâne pentru noi o temă de reflexie dezideratul de a contribui la sporirea integrității procurorilor și la consolidarea încrederii cetățenilor în activitatea procuraturii. Toate eforturile în acest sens urmează să se bazeze pe dialog constructiv, pe conștientizarea a rolului justiției în societate și trebuie să fie raportate la prevederile legii, pentru că numai așa rezultatele vor fi conforme așteptărilor de apărare a drepturilor omului. Asigurăm procurorii, întreaga societate și partenerii de dezvoltare de angajamentul ferm al Consiliului Superior al Procurorilor să-și exercite atribuțiile exclusiv în baza legii și în spiritul valorilor statului de drept. Noi împărtășim același interes ca Republica Moldova, ordinea de drept, să fie conștientizată și percepută ca realitate de fiecare persoană. Vreau să închei prin a menționa că valoarea actului de justiție se clădește zilnic prin competență profesională, bună credință și cultură instituțională care trebuie să le dețină fiecare procuror. Aceasta este viziunea promovată de Consiliul Superior al Procurorilor și exprim respect activității procurorilor care își asumă aceste angajamente și le transformă în repere ale activității exercitate zi de zi. Vă mulțumesc pentru atenție. În continuare va fi prezentat raportul activității procuraturii pentru anul 2020, susținut de către Procurorul General și de către adjuncții Procurorului General pe domeniile de activitate încredințate. Dar până a oferi cuvântul, vreau să vă anunț, stimați participanți, că dacă sunt întrebări, vă rugăm să le transmiteți în chat-ul acestei platforme. Domnule Alexandru Stoianoglu, vă ofer cuvântul. Vă mulțumesc mult, doamnă președinte. Bună ziua, stimați colegi. Cred că auziți bine, da? Da, da, este regulă. Cu regret, nu avem posibilitatea întâlnirii și folosim platforma respectivă de platforma teleconferenței, dar totuși principal că să avem niște comunicări și rog când o să fiți fiecare dintre dumneavoastră, să fiți în Chișinău, vă rog intrați la mine. Acum raportul meu. Stimați colegi, s-a scurs un an în care am muncit împreună. A fost un an destul de dificil, atât sub aspect de organizare a activității în condiții de pandemie, cât și din punct de vedere al îndeplinirii angajamentelor asumate față de cetățeni și societate. Despre ce ne-a reușit, dar și despre ce
Ce urmează să facem, voi vorbi în raportul anual de totalizare. Acum, aproximativ un an, întrunit în funcție, v-am îndemnat să scoatem țara și cetățenii din fric. Șurile comascați, dosarele la comandă, persecutarea oamenilor de afaceri, arestările, interceptările, filările și percheziționările abuzive urmau să rămâne în trecut. Trebuie să recunosc și cred și societatea, cetățenii și întreg sistemul de drept vor fi de acord cu faptul că în principiu acest dezderat ne-au reușit. Această prerogativă însă nu a fost un experiment. Ea trebuie să devină o normalitate pentru o societate democratică și pentru organele de drept. Iar noi, procurori, trebuie să devenim garantul statorniciei acestei realități. În context, voi reaminti și despre un alt mesaj enunțat de la această tribună acum un an, de a crea o procuratură cu față umană, în care procurorii nu sunt niște statisti împietriți în indiferență, ci oameni care știu și simt suflul societății și nu văd în fiecare om un infractor. Iată, ieșind din aceste principii, trebuie să ne determinăm prioritățile în activitate și să stabilim politică penală în stat. Vă asigur că în acest sens, noi procurori mai avem încă multe rezerve și mai avem la ce munci. Aceleași principii de activitate trebuie să fixăm și pentru cele două noi organe de urmărire penală create pe 1 ianuarie curent, la VAMA și la FISC. În ultimii ani, imaginea procuraturii a avut mult de suferit din cauza implicării nejustificate și abuzive în activitatea oamenilor de afaceri. Cred că nimeni și nimic nu a adăunat mai mult business-ului decât acțiunile procuraturii și acel alte structuri de forță. Acum un an am interzis orice arestare a oamenilor de afaceri, orice urmărire sau sistare a activității agenților economici. Această inițiativă a fost susținută de toți conducătorii organelor de drept și a găsit susținere și în partea guvernului și a președinției. Chiar dacă lucrurile s-au schimbat spre bine în acest sens, totuși cred că business-ul încă mai are anumite nemulțumiri față de procuratură și cel alte organe de drept. Anume noi, procurori, suntem cei care trebuie să asigurăm neimplicarea organelor de forță în activitatea economică a întreprinderilor. Anume noi, trebuie să fim garantul dezvoltării libere și legale a mediului de afaceri. O spun pentru că încă mai a avut loc intervenții ilegale, când unii oameni de alegeri au curces la alte practici, și anume la pornirea procedurilor contravenționale și sub pretextul lichidării unor încălcări de drept, intervin la mod direct în activitatea companiilor. Alții, și mă refer aici la subdiviziunile amplasate în capitală, care ocolind regulile stabilite, pornesc dosarele penale și autorizează acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație în teritoriu, încercând astfel să evite controlul din partea procurorilor, cu care în mod normal ar trebui să se coordoneze. Alții sunt în permanentă căutare unei gășelnițe care l-ar permite urmărirea agenților economici. În ultima perioadă, în mod neintimidat, în privința companiilor de transport, a fost pornite zeci de cauze penale pentru pretinse fapte de organizare ilegale a migrației. Deși, în cel mai rău caz, acțiunile lor ar putea fi calificate ca fals în acte. Este evident că toate aceste acțiuni sunt orientate la blocarea artificială activității acestor agenți economici. Avem rezerve și în față de structurile care eliberează permise și certificate. În loc să asigură un mediu concurențional sănătos, să creeze condiții egale pentru toți agenții economici, multe structuri de stat lobează interesele anumitor companii în detrimentul altora. Stimați colegi, neimplicarea în activitatea agenților economici, asigurarea dezvoltării libere și îmbunătățirea climatului de afaceri vor rămâne prioritare în activitatea organelor procuraturii. Anume la noi, în mare parte, va depinde cât de liber se va simți mediul de afaceri, ci cel investițional în Republica Moldova. Concomitent,
cu toții trebuie să înțelegem că orice acțiune contra legii, indeosebit contrabandă, eschivarea de la achitarea impozitelor în proporție mari, trebuie să fie urmărite și pedepsite conform legii, iar procurorii urmează să realizeze cu strictețele atribuțiile. Nu este secret că anterior procuratura a fost utilizată în calitate de bâtă politică, care pornea dosare pe bandă rulantă împotriva tuturor celor incomozi, a oponenților politici, jurnaliștilor, activiștilor, administrație publică locală, etc. Această moștenire până acum ne urmărește pentru că atât în gestiunea procuraturilor, cât și a instanțelor de judecată mai rămân nesoluționate încă multe astfel de dosare, cu care neapărat ne vom clarifica treptat și vom repune în dreptul persoanele pe nedrept urmărite penal. Important e că procuratura, în mod conștient, s-a dezis de asemenea practici și acest lucru a fost resimțit nu doar de cetățeni, ci și de procurori, în egală măsură. Altceva este că despre acest lucru foarte repede s-a uitat și mai ales cei care zilnic ne critică. În raportul de astăzi nu vor fi cifre. Asupra lor se vor referi adjuncții mei. Scopul meu a fost să aduc în centru atenției dumneavoastră unele fenomene cu care se confruntă instituția și să punctez principiile viitoare noastre activități. Cât despre cifre, indiscutabil, sunt și ele importante și urmează a fi analizate, doar că nu trebuie să devenim o staticilor. Politica penală a statului, realizată de procurori, trebuie să fie orientată spre profilaxie și lupta cu criminalitatea, care prezintă pericol real pentru siguranța cetățenilor și subminează economia statului. Altfel spus, societatea, cetățenii, nu au nevoie de 10 dosare penale formale pentru bifă. Mai bine să investigăm și să diferim justiția un dosar, dar care ar viza pericolele reale pentru siguranța cetățenilor și bunăstarea statului. Nu inventați activități, nu irosiți resurse și forțe la cercetarea unor încălcări formale. Trebuie să ne concentrăm și organizăm activitatea ieșind din situația reală a criminalității și prioritățile pe care ni le dictează viața. În cel mai apropiat timp, vom ieși cu o serie de inițiative de a decriminaliza actualul cadru normativ penal. Și asta pentru că noi nu doar criminalizăm artificial societatea, dar în luptă cu unele pseudo-pericole, irosim sume colosale din bugetul de stat. Ori în realitate, pentru a contracara, sunt necesare resurse cu mult mai mici. Toate eforturile și resursele organelor de drept trebuie să fie concentrate și focusate pe lupta cu provocările și pericolele care atentează la securitatea cetățenilor, securitatea economică a statului, lupta cu corupția. În mod aparte, aș vrea să mă opresc asupra dosarelor de rezonanță, mai exact la unele dintre ele aflate în vizorul întregii societăți. Furtul miliardului. Din păcate, în jurul acestui dosar planează multe speculații. Cineva încearcă să creeze percepția că timp de un an nimic esențial nu s-a făcut, că nimeni nu este tras la răspundere și că bani nu sunt restituiți statului. Cu toate aceasta, ei uită că se menționeze că dosarul l-a moștenit de la predecesori, care timp de 5 ani au mimat ancheta. În decursul unui an am resturnat aranjamentele tipuite timp de 5 ani, care intenționat duceau spre o pistă greșită pentru a se îndepărta de la adevărații organizatori, executori și beneficiari a fraudei bancare. În tot acest proces le-am reparat greșelile, omisiunile și erorile făcute deliberat pentru a scăpa pe cei vinovați de răspundere și a incrimina pe cei care nu au avut tangență cu această fraudă. Eu nu mai vorbesc deja despre apatia și nedorința Băncii Naționale de a contribui la investigație, precum și totală indiferență, iar uneori interesul dubios al instanțelor de judecată de a bloca, ne bloca acțiunile procesual penale anume pe acest dosar.
Anume pentru investigarea acestei cauze penale, procuratura a fost supusă unor presiuni și critici fără precedent, potrivit cărora am revenit în anii 90 sau avea conexiune cu anumiți figuranți în dosar. Am ajuns până la ceea că unii procurori responsabili de investigarea acestui dosar a fost filat de către foști factori de decizie din cadrul poliției, care în prezent deservesc interesele unui important figurant pe dosar. Dacă este să spunem lucruri pe nume, atunci investigarea furtului miliardului este un adevărat război. Un război cu figuranții dosarului, cu avocaților, cu binime, cu instanțele de judecată. Cu toate acestea, anul 2021 va fi unul determinat pentru elucidarea cazului. Majoritatea episoadelor vor fi finalizate și transmise în judecată, după care procesul de tragere la răspundere a celor vinovați și recuperarea pagubilor va depinde de prestația instanțelor de judecat. Un alt caz asupra căruia vreau să mă opresc, Laundromatul. Este evident că odată cu crearea Comisiei Parlamentare de Anchetă, acest caz a căpătat o conotație politică. Ancheta parlamentară s-a limitat în mare parte pe solicitarea materialului din dosar, fapt inadmisibil și ilegal. Este clar că activitatea Comisiei a urmărit două lucruri, PR-ul politic și deturnarea atenției societății de la investigarea fraudei bancare. Pentru cetățeni, vreau să precizez că dincolo de declarația politică populistă, precum că procuratura intenționează să clasează dosarul Laundromat, investigațiile noastre se derulează și vor continua până la stabilirea tuturor circumstanțelor. Corupția din procuratură, una din cel mai vulnerabile aspecte care influențează imaginea instituțională, este corupția. Pot să declar tare că în anul trecut nivelul corupției s-a redus simțitor în rândurile procurorilor. Și asta dat fiind impunerea noului directive în raport cu anumite subiecte. Am încetat să ne implicăm în business-ul. Am încetat să arestăm oameni de afaceri. Am încetat să investigăm litigiile civile prin prisma dosarelor penale. Este o realitate confirmată de colegii avocați, judecători și reprezentanții mediului de afaceri. Totuși, în percepția societății, procurorii rămân în topul celor mai corupți funcționari și va fi destul de complicat să schimbăm această percepție, deoarece s-au rădăcinat în subconștientul cetățenilor de zeci de ani, chiar și a celor care niciodată nu a avut tangență cu procuratura. Nu trebuie să invenuiețăm pe cineva, deoarece percepția am creat-o singur. De asta singur trebuie să o schimbăm. Fiecare din procurori trebuie să conștientizeze seriozitatea situației și să înțeleagă că dacă nu vom schimba starea lucrurilor singur, o vor face alții. Vă asigur că nimeni nu se va împăca cu corupția în instituțiile de stat și mai ales în procuratură. Pentru procurori conducători, aș vrea să reamintesc câteva reguli pe care le-am punctat încă acum un an. Responsabilitatea pentru starea corupției în organele procuraturii este pusă în sarcina procurorului șef. Procuratura Generală, prin instrumentarul său, va monitoriza riscurile corupției, va monitoriza modul de viață a procurorilor și nu fie perceput ca o amenințare. Sunt niște condiții standarde și normale pentru un procuror. Imaginea procuraturii și rezultatele activității noastre în mare parte depinde de la noi înșiși. De aceea, fiecare procuror trebuie să înțeleagă și să-și asumă încărcătura morală pe care o comportă în societate, în colectiv. Acum un an am îndemnat procurorii să renunțe la intrigi și grupări în cadrul sistemului. Cine este gata să muncească cinstit și conștiincios, să va regăsi în sistemul procuraturii, va fi susținut și motivat. Iar cei ce trăiesc în așteptarea timpului trecut sau schimbărilor politice pentru a-și manifesta din obișnuință loialitate pentru următori stăpâni politic, trebuie să ne părăsesc. În procuratură nu este loc și niciodată nu va fi loc pentru politică, business sau revanșism. Politica de cadre.
în cursul anului trecut. S-a schimbat conducătorul mai mult, multor subdiviziuni, cum ar fi Hitchcock, Procuratura Anticorupție, CEA Capitale, Municipiul Bâlț, CUTA Găgăuze și alte 10 procuraturi teritoriale. În anul curent vor expira mandatele altor 15 procurori, șef teritorial. Conducerea Procuraturii Generale va susține promovarea în funcție de conducere a noilor tineri conducători. Avem un respect deosebit pentru muncă și experiența celor care a stat la cârma acestor subdiviziuni, cărora le va fi oferită posibilitatea de a activa în continuare în sistem și să împărtășească din valoroasă lor practică cu noua generație de procurori. În același timp, cu toții trebuie să înțelegem că timpul veșnicilor șefi a expirat. Procurorii trebuie să vină mai dinamici și predispuși să exercite diferite atribuții conferite procuraturii prin lege. De asta îi rog pe cei cărora le expiră mandatele să nu caute protecție. Conducătorii în procuratură nu vor mai fi numiți pe criterii politice sau corporative, ci expuși pe criterii de profesionalism, integritate și meritocrație. Relațiile cu judecătorii. Activitatea procuraturii interferează la modul cel mai direct cu cei magistraților și are un singur scop final, înfăptuirea actului de justiție, în strictă conformitate cu legislația în vigoare și standardele internaționale. Iată de ce munca procurorilor își pierde rostul, iar toate eforturile se duc de râpă atunci când nu se efectuiește actul de justiție. Toate încercările noastre de a construi un dialog constructiv cu instanța judecătoresc deocamdată nu s-a încununat cu succes. Și aici nu mă refer la dosarele arestanțe pe rolul magistraților sau la organizarea aplicarea activității mai multor instanțe. Mă refer la problemele de alt ordin. Timp de un an am tot îndemnat sistemul judecătoresc la o conlucrare și interacțiune interprofesională pentru a consolida justiția, a asigura eficiență și bună funcționare a actului de justiție. Am renunțat la practicile păguboase de altă dată când magistrații erau persecutați și presați pentru a da soluție în favoarea părții acuzării. S-a îmbunătățit substanțial calitatea actului procesual întocmită de procurori în cadrul procesului penal. Nu mai cerem mandate de arestare fără temei juridic, pe numele oamenilor de afaceri, a politicienilor, altor subiecti. S-ar părea că facem totul pentru a construi poduri, doar că deocamdată fără reciprocitate. Dacă este să mă refer la dosarele de maxim interes, unele instanțe nu doar că nu colaborează în cadrul legal, ci din potrivă ne blochează eforturile la modul cel mai direct. Să luăm, spre exemplu, dosarul furtul miliardului. Nici o acțiune procesuală în care am fi depins de magistrați nu a trecut fără un minim blocaj din partea acestora. Tergiversarea artificială a examinării demersului procurorilor și adoptarea unei decizii vădite legală sunt printre cele mai răspândite impedimente la acest capitol. Am ajuns până la fază în care judecătorii anulează ordonanțele procurorilor de pornire a urmăririi penală, depunerea persoanelor sub vinuire. Ne impun să începem dosare și culme, anulează ordonanța de dejungere a dosarului pentru a fi trimis în judecată. Toate aceste acțiuni reprezintă o mixtiune directă în activitatea procuraturii și organului de urmărire penală, cu scopul obstrucționării anchetei și nu în orice speță, ci doar atunci când sunt vizate interesele unor persoane concrete, Plahotniuc, Șor și anturajul lor. Pentru a nu fi acuzat de generalizări, voi exemplifica. Iunie 2020, multiple amânări ale magistratului de a examina chestiunea privind arestarea în contumacie și anunțarea lui Plahotniuc în căutare. Iunie 2020, magistrații resping demersurile procurorilor privind aplicarea sechestrului pe bunurile de peste hotare ale lui Vladimir Plahotniuc.
iulie 2020, magistrații resping demersul procurorului autorizarea efectuării percheziției la fostul sediu PDM. Octombrie 2020, din cauza amestecului neintimiat al magistratului de la judecătoria Chișinău, sediul Cecană. Procuratura nu poate expedia în judecată cauza penală de învinuirea unei bănci comerciale și a fostei sale președinte. Și asta pentru că pentru prima dată în istorie, un magistrat anulează ordonanța procurorului de dejungere a unei cauze penale în care au fost acumulate suficiente probe pentru a fi trimise în instanță. De mai bine de 4 luni, acest dosar stă blocat. Examinarea recursului procurorului împotriva acestei decizii legale fiind până astăzi semnată de magistrați. Iar acest lucru blochează calea procurorului pentru expedierea în judecată și altor epizoade vizând frauda bancară. Decembrie 2020. Magistrații resping demersul procurorilor de autorizare a efectuării percheziției la sediul companiei unui deputat vizat în frauda bancară, afiliatul Elon Shore. Chiar dacă peste 2 săptămâni procurorii obțin totuși autorizare, percheziția nu mai poate avea loc pentru că deputatul a reușit să mute compania într-un sediu nou. Decembrie 2020. Magistrații obligă procuratura să înceteze urmările penale împotriva unei companii afiliate Shore. La fel, magistrații anulează calitatea de parte ciumente responsabile a 2 companii afiliate ușor și scot sechestrul aplicat pe mai multe bunuri ale acestora. Șirul exemplelor poate continua. Doar că nu aceasta este scopul nostru. Scopul nostru este de a ne unifica eforturile pentru a ne onora angajamentul asumat față de stat, față de cetățeni și partenerii de dezvoltare, și anume de a investiga poate cel mai grav caz din punct de vedere financiar în istoria Republicii Moldova. Este o sarcină asumată de toate instituțiile statului, de toți actorii justiției, inclusiv de sistemul judecătoresc, care prin unii săi reprezentați, dacă nu ne ajută în acest proces, atunci cel puțin să nu ne împiedice la fiecare pas. Orice acțiune sau inacțiune care vine în contradicție cu acest obiectiv trebuie taxată și curmată conform prevederilor legale. În acest context, indem procurorii se fixeze și să conteste în condițiile legii toate încălcările pe ordine procesual și organizațional la examinarea cauzelor, se excludă cazurile de amânare a examinării dosarului din cauza părții acuzării și de tergiversare artificială a judecării dosarului cu informarea imediată a Procuraturii Generale. Toate deciziile ilegale și acțiunile judecătorilor vor fi contestate în condițiile legii, iar cele mai grave încălcări vor fi aduse la cunoștință conducerii statului și a societății. Stimați colegi, cred că pentru noi toți anul 2020 a fost marcat de încercări, ezitări, experiențe, înățăminte, dar și de realizări robuste. Am reușit în această perioadă câteva lucruri importante. În primul rând, ne-am concentrat pe reparația greșelilor și abuzurilor admise de predecesori în raport cu persoanele incomode sistemului oligarhic. Am pus punct încălcărilor masive ale drepturilor omului, dosarilor politice, hărțuirii oponenților politici și persecutării afacerilor. Am aplicat toate căile legale de repunere în drepturi a persoanelor pe nedrept urmărite și judecate. Iar respectarea dreptului omului a devenit prioritatea numărul 1 a Procuraturii Republicii Moldova. Concomitent am insistat și pe investigarea dosarului de maximă rezonanță. Evoluțiile acestora luând o turnură diametral opusă față de acțiunile mimate până nu de mult. Am vorbit franc despre probleme. Am spus lucrurile pe nume și am semnalat public despre obstacolele întâmpinate în acest proces. Am urmărit tentativele de inhibare și zădărnicire a eforturilor pe care le-am depus, fapt care a ridicat mari semne de întrebare față de sinceritatea unor colegi de breaslă în lupta anticorupție și contra reminiscențelor statului capturat. Unele lucruri ne-am reușit,
altele încă urmează, rezultatele fiind întârziate inclusiv din cauza condițiilor restrictive impuse de pandemie. Cert este că drumul nostru continuă. Avem încă multe de parcurs, iar obstacolele sunt inerente. Pentru anul 2021 ne propunem să reașezăm justiția în limitele statului de drept, să contribuim esențial la dezrăcinarea cazurilor de încălcare a dreptului omului în țară. Nu în ultimul rând, preconizăm să definitivăm procesul de reformare instituțională, de implementare în rândurile angajaților procuraturii a unor standarde înalte de integritate, cu profil moral și cu sentimentul datoriei profesionale dezvoltat. Urmează o perioadă în care vom avea nevoie fiecare de umărul celălalt, pentru că suntem hotărâți să răspundem misiuni de a ne ridica la înălțime așteptările cetățenilor și societății. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun, dar care este poate cel mai important. Dincolo de pandemie, instabilitate politică, presiunile masive la care suntem supuși, suntem obligați să asigurăm bună funcționarea procuraturii. Să apărăm interese celor nedreptățit și să diferim justiție pe toți cei vinovați. Le cer tuturor procurorilor că la toate etapele de urmărire penală să asigură supremație legii și respectarea drepturilor omului. Toate învinuirile trebuie să fie bazate exclusiv pe probe apreciate corect, iar dubiile tratate în favoarea învinuitului. Le mai cer procurorilor să acordă atenție dosarelor a căror examinare trinează cu ani însertarele organelor de anchetă și mai ales cele aflate pe rolul în stanță judecată. Infăptuirea actului de justiție nu trebuie să se transforme într-o alergătură interminabilă prin instanțele judecătorești. Cu siguranță că procuratura este aptă să se clarifică cu sarcinile asumate, să dea dovadă de respect față de cetățeni și lege și cu demnitate să-și facă datorie față de țară și societate. Vă mulțumesc mult pentru atenție și pentru incomoditate. Doamna președinte? Da, am vrut să vă ofer dumneavoastră de a modera posibilitatea mai departe de a modera acest eveniment, ca să dați cuvântul adjuncților dumneavoastră. Eu nu aud. Eu corect am înțeles că eu să ofer cuvântul domnului Popov, da? Da. Da, vă rog. Domnul Popov, vă rog. Către moderator, întrebare, se aude și se vede bine? Se aude și se vede bine. Vă auzim cu toții. Da, mersi. Bună ziua la toți, stimați colegi. Ședințele de totalizare reprezintă, de fapt, o platformă dintre cele mai bune pentru a analiza activitatea, cu toate succesele și insuccesele ei, și a trasa noi obiective. Iar în condițiile pandemiei, modalitatea online de realizare a acestor întâlniri, deși este ceva nou și neobișnuit pentru noi, cu certitudine, este o soluție dintre cele mai constructive și mai sigure. Reșind din limitele restrânse de timp, o să încerc să-mi expun mesajul pe care l-am în legătură cu totalizarea rezultatelor activității de urmărire penală pentru anul trecut, pe cât e de posibil mai succint. Deja este finalizat raportul anual de activitate, care urmează să fie prezentat Parlamentului și dat publicității prin plasare pe site-ul Procuraturii. Și în el, cu lux de amănunte, poate fi găsită atât statistica cât și analitica activității procurorilor pe segmentul urmăririi penale. O să ating doar niște cifre de bază care ne caracterizează din punct de vedere criminologic anul 2020 și prestația procurorilor în acest context. Stimați colegi, o constatare importantă ce caracterizează evoluția și tendințele criminalității în anul 2020 constă în aceea că am înregistrat în anul trecut 26.342 de crime, ceea ce este cu peste 5.300 de infracțiuni mai puțin decât în anul 2019, sau minus aproximativ 17%. În general, sub aspect comparativ, în raport cu ultimii 10 ani, în anul trecut s-au comis cele mai puține infracțiuni. Tendințele fiind spre o descreștere constantă, apogeul infracționalității fiind înregistrat în 2016, când s-au comis
41.921 de infracțiuni luate la evidență. Aproximativ 82 din infracțiunile înregistrate în anul trecut sunt ușoare și mai puțin grave. Deci, pe ansamblu putem spune că situația criminogenă nu este una scăpată de sub control și în acest sens prestația procurorilor, organelor de urmărire penală și organelor de constatare se apreciază ca fiind una satisfăcătoare. Totodată, pentru eficiență, până a trece la alt aspect al activității, în context cu situația criminogenă din țară, o să atrag atenția la următorul fapt. Astfel, ca excepție, contrar tendințelor generale de descreștere a majorității categoriilor de infracțiuni, în același timp s-a înregistrat o creștere a infracțiunilor ecologice cu 15 cazuri, ceea ce reprezintă 83%, cu 21 de evaziuni fiscale, ceea ce reprezintă 60%, plus 60%, infracțiuni în domeniul transporturilor cu 208 cazuri sau plus 4%, două infracțiuni de banditism, ceea ce reprezintă plus 100%, trecerea ilegală a frontierii de stat cu 79 de cazuri, deci plus 35%, și cu 193 de cazuri de infracțiuni comise de către grupuri criminale organizate sau plus 280%. În legătură cu aceasta, rog toți procurorii să analizeze încât aceste tendințe sunt caracteristice structurilor pe care le conduc și teritoriilor deservite, deoarece probabilitatea este mare că ele pot evolua în aceeași direcție și în anul curent. În aceeași ordine de idei, sub aspect teritorial, creșterea infracționalității a fost atestată în raioanele Glodeni, cu 9 infracțiuni sau plus 2,9%, Sângerei cu 16 infracțiuni sau plus 3,6%, Taraclia 42 de infracțiuni sau plus 16,9%, Vulcănești 88 de infracțiuni sau plus 48%, și Comrat 83 de infracțiuni sau plus 17,4%. Deși în fond creșterile menționate sunt nesemnificative, rog colegii din teritoriile menționate să verifice starea de fapt și să clarifice motivele acestor creșteri neesențiale și să informeze Procuratura Generală. Stimați colegi, dacă e să mă refer la capitolul exercitării urmăririi penale, fac o constatare că, începând cu anul 2018, când procurorii au gestionat 4.429 de cauze penale, numărul de anchete realizate nemijlocit de procuror a fost într-o constantă descreștere. Astfel, în 2019 am avut 4.162 de cauze penale, iar în 2020, 3.458 de cauze penale. Aproximativ cu 1.000 de cauze penale, mai puțin decât cu 2 ani în urmă. Din cele 3.458 de cauze investigate, au fost terminate 1.222 de cauze, din ele 777 clasate în cetate și 445 de cauze diferite justiției. Ce a determinat această descreștere a cauzelor penale din exercitare? 1. Descreșterea numărului de infracțiuni la general și a celora investigarea cărora ține de competența exclusivă a procurorului. 2. Limitarea la maximum a practicii de preluare a cauzelor penale în exercitare de către procurori atunci când, de fapt, competența aparține unui organ de urmărire penală ordinat. 3. Ridicarea responsabilității procurorului la etapa examinării sesizărilor despre infracțiuni și la pornirea urmăririi penale. 4. Debarasarea de unele tendințe anterioare de a lucra de dragul indicilor statistici cantitativi. Și ultima, 5. Orientarea eforturilor maxime pe anchetele penale pe cauzele cele mai complexe, reșind în faptul că nu dispunem de luxul de timp și de forță umană ca să implicăm procurorii decât în anchetele complicate și cu impact deosebit pentru societate. În același context, orientez și în continuare colegii procurori asupra următoarelor. 1. Exercitarea urmăririi penale nemijlocite de către procuror este instituția procesuală care impune implicarea plenară și cea mai responsabilă a procurorului în procesul penal. Chiar și dacă pe unele cauze penale se creează grupuri de urmărire penală, oricum procurorul își asumă parte cea mai mare a activităților procesuale, care îl consumă foarte mult. Este un lux prea mare, procurorii nu și-l pot permite, așa că și în continuare ne orientăm efortul pe acest segment de activitate, reieșind din criteriile specificate supra și prioritățile de moment. Important nu este numărul de cauze penale anchetate, ci care este valoarea lor pentru societate, cum au fost respectate drepturile participanților la proces, cât de eficient au fost realizate investigațiile și care sunt rezultatele lor și impactul. 2.
Tendința de descreștere a numărului de dosare instrumentate de procurori nemijlocit rezultă inclusiv și din politica procuraturii în domeniul de elaborări legislative. În anul curent, urmând să ne apreciem definitiv asupra conținutului articolului 270, 270 cu insigna 1 și 270 cu insigna 2 din Codul Penal, care reglementează competența exclusivă a procurorului la exercitarea urmăririi penale. Deoarece, multe din competențele de infracțiuni existente la zi în aceste norme legale, pe departe nu impun, reieșind în gravitatea lor, implicarea în ancheta a procurorului, fiind suficient un organ de urmărire penală ordinar, așa cum indică și practicile internaționale în materie, procurorul urmând să fie atras în investigații doar prin instituția conducerii urmăririi penale. Stimați colegi, referindu-mă la domeniul conducerii urmăririi penale de către procuror, constat că în anul trecut procurorii au condus urmărirea penală în 42.248 de cauze penale, dintre care în 19.568 de cauze cercetările au fost terminate. Din ele, 13.087 de cauze fiind diferite justiției și 6.446 fiind clasate încetate. Ca și la compartimentul exercitării urmăririi penale din justiție de către procuror, indicii statistici sunt neesențial în descreștere, situația fiind determinată practic de aceleași motive, dar în principal de descreșterea nivelului criminalității per țară. Chiar dacă pe parcursul anului trecut, atât procuratura, cât și poliția, CNA, Serviciul Vamal, am fost cu toții dur criticați cu diferite ocazii, undeva pe merite, altădată nu prea, dar nu poate fi negat faptul că pe lângă activitatea pe câteva zeci de dosare de rezonanță socială deosebită, anchetate de procuraturile specializate, a aflat în topul agendelor tuturor entităților politice ale statului și ale societății civile, de fapt, ca rezultat al unor anchete eficiente, prin asigurarea funcționalității per sistem, atât a procuraturii cât și a poliției și celorlalte organe de drept, au fost descoperite și finalizate anchetele pe cele mai grave și înspăimântătoare crime comise în țară. Astfel, au fost identificați majoritatea ucigașilor, 114 omoruri fiind diferite justiții, în aceeași ordine de idei relevante fiind și cele 119 de vătămări corporale grave trimise în judecat, 141 de violuri, 3.327 infracțiuni contra patrimoniului, 688 de circulații ilegale a drogurilor, 732 de acte de huliganism, 130 de infracțiuni de corupție și trafic de influență, 1.118 încălcări ale regulii circulației rutiere, 269 infracțiuni contra justiției și multe altele. Totodată, este important a se menționa că deși în anul trecut cu toții ne-am confruntat cu situații neordinare la organizarea activității din cauza pandemiei, indicele de cauze penale pe care cercetările au fost terminate este aproape identic cu cel din anul 2019. Evident că acest rezultat a fost posibil de realizat doar ieșind din abordările pe care le-a avut procuratura și organele de urmărire penală în această perioadă grea. Toate instituțiile au asigurat permanent funcționalitatea la nivelul cuvenit, ceea ce din păcate nu ne-a reușit și cu colegii judecători, evident procedurile judiciare implicând reguli cu mult mai categorice. De asemenea, ca rezultativă clasific activitatea procuraturii în domeniul specializat de combatere a traficului de ființe umane, unde inclusiv utilizând echipele comune de investigație la nivel internațional, am obținut rezultate calitative la care anterior nu am aspirat. Un coleg de al nostru chiar în prezent este implicat într-o astfel de anchetă în Republica Franceză. La fel, rezultativă se arată a fi și activitatea în domeniul combaterii traficului și de droguri și altor substanțe interzise, combaterii torturii și relelor tratamente, crimelor cibernetice și de telecomunicații, domenii stabilite la început de an ca priorități instituționale. Toți indicatorii cantitativ și calitativ la subiectele indicate pot fi găsiți în raportul anual al procuraturii, motiv din care nu o să mă refer la ei. Un moment important care ne caracterizează de asemenea pozitiv activitatea din 2020 vizează centrarea atenției procurorilor pe instituțiile procesuale ce țin de repararea prejudiciului cauzat prin infracțiuni, investigațiile financiar paralele, sechestrele și confiscările speciale pe cauzele penale privind infracțiuni generatoare de venituri ilegale. Practici care în anii precedenți erau utilizate cu mari rezerve. Indicatorii, rezultatele, de asemenea le găsim în raportul anual, mărimea prejudiciului recuperat, a bunurilor sechestrate și dispuse confiscării fiind net superior celor din anii precedenți.
un compartiment aparte la care vreau să mă refer în continuare, tot cu o tentă pozitivă ține de măsurile procesuale de constrângere, și anume reținerea și arestarea preventivă. Și aici, pe scurt, dau doar câțiva indici. În anul 2020 s-au reținut 2.694 persoane, comparativ cu 4.410 în 2017, 3.363 în 2018 și 2.956 în 2019. Din cele 2.694 persoane reținute în anul trecut, procurorii au eliberat 1.293 la expirarea termenului de reținere, fiind solicitată judecătorului de instrucție arestarea doar a 4.100 persoane, adică 52%. Doar 1.174 persoane au fost arestate și în 227 de cazuri judecătorii au respins demersurile procurorilor de arestare. După cum vedem, înregistrăm o descreștere constantă a numărului oamenilor privați de libertate în cadrul procedurilor penale la faza prejudiciară. Și deci putem afirma cu siguranță că am făcut lecții din criticile anterioare aduse sistemului privind numărul excesiv de reținuți și arestați, astfel încât în prezent activitatea procurorului poate, cu mici excepții, corespunde rigorilor în materie și libertatea cu adevărat este o regulă, iar detenția o excepție. Încurajez colegii să aibă aceleași abordări și atitudini pe acest segment de activitate și prin continuare, astfel încât simțul fricii și de anxietate pe care îl are o bună parte a populației când aude de ofițeri de urmărire penală sau procuror, să rămână doar pentru persoanele în conflict cu legea care cu adevărat trebuie izolați de societate ca fiind periculoși. Stimați colegi, evident că pe parcursul anului trecut am întâmpinat și multiple dificultăți, ne-am confruntat cu diferite probleme majore, care fie că sunt de ordin obiectiv, fie subiectiv, fie soluționarea lor ține de competențele noastre, fie nu, dar ele toate în comun ne-au afectat esențial eficiența, calitatea și cantitatea activității de urmărire penală. Printre cele mai importante dificultăți și probleme ar fi următoarele. 1. Sarcina de muncă excesivă a fiecărui ofițer de urmărire penală și procuror. În unele unități, ofițerii de urmărire penală efectuează anchetele concomitent peste 50-60 de cauze penale. Și cam același număr de dosare instrumentează și procurorii conducători. Aceasta se datorează faptului că statele de personal în organul de urmărire penală al poliției, de facto, este incomplet într-o bună parte de unități teritoriale cu aproximativ 30%. Aceeași problemă cu mici diferențe, fiind caracteristică și pentru noi procurori. Este o problemă majoră, de ordin obiectiv, impune o abordare strategică și nu pe termen scurt, reprezentând una din principalele provocări pentru conducerea ambelor instituții în anul curent. 2. Conlucrare insuficientă în teritoriu a procuraturii cu organele de poliție, inclusiv organul de urmărire penală, precum și concurența de autoritate între șefii de inspectorate de poliție și șefii organelor de urmărire penală. Rezolvarea acestor probleme la fel impune abordări strategice, iar la nivel polițienesc, chiar revenirea la reforme structurale și de infrastructură. 3. Executarea formală de către reprezentanții organelor de urmărire penală a indicațiilor formulate de către procuror și sau ignorarea acestora, precum și a încheierilor judecătorilor de instrucție. În context, lipsa unor pârghii reale și eficiente din partea procurorului de a asigura ca subordonarea procesuală a ofițerilor de urmărire penală procurorului să prevaleze cele administrative șefilor inspectoratelor de poliție. 4. Concentrarea eforturilor organelor de urmărire penală, în special la cercetarea cauzelor penale curente, cu perspectivă judiciară, în principal pentru o bună statistică cantitativă, și uitarea în safieuri a dosarelor penale privind crime neevidente, nedescoperite și care nu au perspectivă judiciară imediată. 5. Organizarea necorespunzătoare și controlul insuficient al investigațiilor în vederea căutării învinuiților, care se sutrag la urmărirea penală. Mimarea căutării persoanelor învinuite. Materialele privind dispunerea efectuării investigațiilor în vederea căutării învinuiților sunt altădată expediate sub diziune de căutare cu întârzieri mari de câteva luni sau chiar câteodată de câteva ani. 6. Practica judecătorească neuniformă, divergențele la interpretarea normelor legale, anularea de către judecătorii de instrucție, neîntemeiat și nemotivat, a unor hotărâri
inclusiv care nu sunt susceptibile controlului judiciar, refuzarea autorizării acțiunilor de urmărire penală, a măsurilor speciale de investigații, practici care sunt susținute în multe cazuri și de către curțile de apel și care afectează eficiența anchetelor și sustrag procurorii de la activitățile lor de bază. 7. Inexistența în unele raioane a judecătorilor de instrucție și încărcătura neuniformă, fapt ce necesită deplasarea procurorilor uneori la distanțe de până la 50 de kilometri pentru participare la o ședință de judecată. Și aceasta rămâne a fi o provocare pentru anul curent. Problema cu hărții judecătorești, avizată cândva negativ atât de către sistemul judecătoresc cât și de către procuratură, rămâne a fi una dintre cele mai complexe și delicate. 8. Lipsa în unele raioane a medicilor legiști, fapt ce influențează calitatea cercetărilor la fața locului a cadavrelor, calitatea expertizelor și respectiv rezonabilitatea termenilor de urmărire penală. 9. Contestări abuzive, neîntemeiate și nemotivate pe majoritatea dosarelor penale la procurorul ierarhic superior și la judecătorul de instrucție, respectiv curțile de apel, de către avocați și alți participanți la urmărirea penală a majorității acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigație, făcute în scopul tergiversării urmăririi penale. De fapt, suntem în prezența unor abuzuri de drepturi procesuale. Inclusiv, și reieșind din noua hartă judecătorească, aceste abuzuri de drepturi procesuale duc la aceea că procurorii, o bună parte a zilei de lucru, sunt ori în drum spre judecată, ori în proces de judecată, anchetele suportând consecințe calitative grave, uneori ireparabile. 10. Problema transnistreană, care substanțial influențează eficiența procesului de prevenire și combatere a criminalității și în acest context merită o atenție și un tratament deosebit pentru găsirea unor soluții adecvate, inclusiv prin implementarea unei justiții tranziționale. Aici trebuie să menționez că acest subiect rămâne a fi o provocare dintre cele mai serioase și nu doar pentru justiție, ci în principal pentru mediul politic, care până în prezent nu ne-a oferit o formulă eficientă pentru a ne organiza activitatea pe acest segment. Problema se agravează mai ales reieșind din unele viziuni și abordări la nivelul Curții Europene a Drepturilor Omului, care ne-ar putea pune în dificultate în viitorul apropiat în legătură cu lipsa unor rezultate reale de soluționare a problemei transnistrene în general și asigurării drepturilor omului în special în acest teritoriu. 11. Pornirea neîntemeiată a urmăririi penale în baza unor rapoarte fără suport factologic și probatoriu, în lipsa prejudiciului determinat, în prezența pe caz a unor litigii evidente de ordin civil sau de contencios administrativ, în baza legii care nu era în vigoare sau cu o încadrare juridică camuflată și subiectivă a acțiunilor. 12. Tergiversarea pornirii urmăririi penale, a examinării sesizărilor despre infracțiuni, menținerea neîntemeiată în registrul numărul 2 a unor informații și sesizări care necesitau a fi conformate cerințelor codului de procedură penală și trecute în registrul numărul 1, sau în general sistarea examinărilor prin încheieri neîntemeiate și nemotivate. În context, atenție tuturor procurorilor la verificarea materialelor pe registrul numărul 2. 13. Punerea neîntemeiată sub învinuire, în lipsa unor probe suficiente și concludente, inclusiv urmată de clasarea procesului și încălcarea dreptului la un proces echitabil. Aprecierea incorrectă a suficienței probelor, calitatea criticabilă a unor ordonanțe de punere sub învinuire, care este de fapt cel mai important document procesual, fiind necesară respectarea cu strictețe a cerințelor obligatorii ale legii cu privire la formă și conținut. Menținerea pe dosare a calității de învinuit perioade excesive, altădată chiar ani în șir. 14. Lăsarea cauzelor penale în nelucrare și tergiversarea urmăririi penale, luni, iar uneori iar și câțiva ani, cu consecințe grave pentru administrarea probelor. Problemă caracteristică practic pentru fiecare a cincea cauză penală. Statistica indică un număr de 1831 de cauze penale, cu 922 de persoane învinuite, rămase în gestiune la data din 1.1.2021, cu termenul de urmărire penală mai mare de 6 luni de zile. 2.665 de cauze penale, cu termenul care depășește un an de zile și vizează 1.283 de persoane învinuite.
și respectiv 1109 cauze penale cu termenul de peste 3 ani de zile, cu 725 de persoane învinuite. Este o situație nu prea bună, stimați colegi. Și 15. Efectuarea cu încălcări a măsurilor speciale de investigații, și aici mă refer la realizarea măsurilor respective peste termenele admise de lege, vădit ilegal, în lipsa de temeiu, utilizarea ilegală a rezultatelor măsurilor speciale de investigații în alte cauze, neinformarea persoanelor despre măsurile speciale efectuate, încadrarea juridică incorrectă, mai gravă, numai pentru a putea efectua măsurile speciale de investigații. Stimați colegi, cam acestea sunt cele mai frecvente probleme cu care ne confruntăm zi de zi pe segmentul urmăririi penale. Și în contextul ședinței de astăzi, orientez tot corpul de procurori să le conștientizeze pe toate și în măsura în care soluționarea lor ține de fiecare din noi, să ne responsabilizăm și să depunem toate eforturile ca în anul curent să le minimizăm la număr sau măcar să le diminuăm gravitatea și impactul. La rândul nostru, conducerea Procuraturii Generale, ne asumăm partea noastră de responsabilitate în soluționarea celor mai multe dintre aceste probleme obiective evidențiate. Și nu în ultimul rând, reieșind din încercările din ultima perioadă de influențe necorespunzătoare și contrare legii, realizate inclusiv prin critici neobiective și chiar uneori aberante, ale unor reprezentanți ai mediului politic și nu doar politic, de a influența direct sau indirect procuratura pentru luarea unor măsuri și adoptarea unor anumite soluții procesuale, care cunoaștem că vă afectează moral cel mai tare, promitem că vom avea și în continuare o abordare principială, dar constructivă, în comunicarea și colaborarea cu toate puterile statului, astfel încât să fie asigurată independența decizională a procurorului. Iar în special, pe dosarele sensibile și de o rezonanță sporită, procurorului să nu-i fie frică să ia măsuri și să adopte decizii nepopulare în situația când ele sunt dictate de adevărul judiciar stabilit, prin probe suficiente și concludente, indiferent de statutul, apartenența politică sau de grup al făptuitorilor. Evident că pentru a ne permite o astfel de poziție, în raport cu toți, avem nevoie de susținerea dumneavoastră plenară, manifestată în special printr-o prestație calitativă și conformă legii. Cam acesta a fost scurtul meu mesaj și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, Ruslan Alexandrovich, pentru raportul dumneavoastră. Stimați colegi, cuvântul se oferă domnului Mircea Rășoru. Mulțumesc, domnul procuror general. Sper că se aude. Într-adevăr, ca și procuror responsabil de domeniul judiciar, voi vorbi în continuare despre ce s-a întâmplat pe acest segment de activitate în anul precedent. Ca și o continuare a fazei de urmărire penală, bineînțeles că etapa imediat următoare este etapa judiciară. Acolo, de fapt, se vede cât de bine am lucrat noi la etapa urmăririi penale. Acolo, de fapt, culegem roadele, acolo sunt rezultatele noastre cu care venim în fața societății și ne prezentăm dările de seamă, așa cum o spune buchea legii. Revenind la raport, deci în anul precedent, activitatea procuraturii pe dimensiunea de reprezentare a învinuirii în instanțele de judecată a fost ghidată de priorități deja cristalizate în domeniu la care s-au ancorat altele stabilite pe parcurs, de cele mai multe ori dictate de situații sau spețe concrete. Pandemia instalată în țară a acutizat unele domenii ale judiciarului, în care și așa situația era una critică și spun asta gândindu-mă întâi de toate la fenomenul trenării dosarelor penale pe rolul unor instanțe de judecată din țară, la scoaterea la iveală a cauzelor penale convențional numite de noi cutentă politică, în care prioritatea numărul unu a fost și rămâne repunerea în drepturi a persoanelor ale căror drepturi au fost grav lezate. Aud foarte mulți experți care consideră că acest proces poate fi realizat imediat. Eu o să folosesc această oportunitate și voi puncta că aceste lucruri nu pot fi realizate cu viteza pe care și-o doresc unii sau alții, ori aici sunt foarte multe aspecte care trebuie punctate. Întâi de toate cele de procedură.
Apoi depinde de nivelul instanței judiciare în care cauza penală se află la moment. Cu regret, cele mai puține soluții sunt în cauzele penale aflate în fază de executare, unde singurul remediu reprezintă calea extraordinară de atac, revizuirea. Mesajul pe care l-am transmis zecilor de cetățeni primiți în audiență este că procurorii nu își pot permite ca anumite ilegalități să le formăm prin alte ilegalități. Lucrurile trebuie să urmeze exclusiv făgașul procedurilor legale. În pofida mesajelor transmise de actuala conducere a Procuraturii Generale, probabil, și zic probabil, mai este nevoie de timp pentru ca și procurorii să înțeleagă că este în detrimentul actului de justiție, a instituției noastre ca imagine, dacă vreți, a drepturilor cetățeanului, în primul rând, să pedalăm în continuare pe declanșarea căilor de atac împotriva hotărârilor de regulă, vă spun, cu efecte de reabilitare, dar care înțelegem prea bine că acestea sunt legale. Și facem acest lucru doar pentru a ne disculpa acțiunile noastre sau ale colegilor noștri admise la anumite etape ale procesului penal. Același lucru este valabil și atunci când suntem în prezența unor situații care impun necondiționată renunțarea la învinuirea adusă persoanelor. Este o calitate bună, stimați colegi, să ne asumăm erorile admise, să le recunoaștem, decât să terorizăm în perioade îndelungate oamenii prin instanțe, amplificându-le suferințele. Așa cum menționam, virusul COVID-19 a afectat nu doar zecile de oameni sau miile de oameni în Republica Moldova, ci a afectat și sistemul de înfăptuire a justiției. Perioade îndelungate, unele cu repetitivitate, au generat blocarea și instaurarea carantinelor în instanțe, în instituțiile penitenciare care au fost în imposibilitate să asigure prezența arestaților în instanțe. Iar în particular vorbim chiar de sutele de procurori, judecători, avocați, care fie au fost victimele ale acestui virus, fie s-au aflat în regim de autoizolare. Ca și consecință, instanțele de fond, mă refer la judecătorii, în anul 2020 au pronunțat 9.974 de sentințe. Ori asta este cu aproximativ 1.700 mai puține decât în anul precedent. La prima vedere e mare diferență, dar pornind de la situațiile obiective în care s-a activat în anul precedent, condițiile epidemiologice în primul rând, faptul că o ședință poate fi lucrativă doar dacă toți actorii pot participa efectiv, consider că volumul de lucru și sacrificiile efectuate sunt unele de apreciat. În baza sentințelor au fost condamnate 9.158 de persoane. Din numărul total al persoanelor ale căror cauze au fost trimise în instanțele de judecată, deci acest indicator ar reprezenta 85,26%. Deci 85% din cei deferiți instanțelor de judecată sunt sancționați cu o pedeapsă penală. Alte 1.434 persoane sau în privința altor 1.434 persoane, procesele penale au fost încetate pe diferite motive. Am spus-o întotdeauna și o repet și cu această ocazie. Nu trebuie să ne fie frică de soluțiile de achitare care sunt pronunțate în instanțele de judecată. În anul precedent, instanțele judecătoriile, ca și instanțe de prim nivel, au achitat 277 persoane. Ori ponderea persoanelor achitate din cele trimise în instanța de judecată reprezintă puțin peste 2%. Acest indicator fluctuează de la an la an, dar de regulă menținem această constanță plus minus acest coeficient. Vreau să atrag atenția asupra unei cifre care pentru mine cel puțin este importantă, ori ea automat generează și anumite concluzii pe care noi trebuie să le tragem. Deci, în baza probelor administrate la faza urmăririi penale, acea procedură specială pe care o avem noi reglementată de articolul 364 prim din Codul de Procedură Penală, în această procedură au fost examinate 6.570 de dosare penale, ceea ce reprezintă 66%. Opinia mea este că acest indicator vine să răstoarne mitul urmăririlor penale necalitative. Ori, altfel, eu nu pot înțelege atitudinea avocaților care acceptă probatoriul adus de procurori în fața instanțelor de judecată și acceptă ca procedurile în continuare să se deruleze anume potrivit acestor proceduri. Deci 66%, după mine, este un indicator bun care, într-un fel sau altul, justifică calitatea urmăririi penale.
avem de lucrat, avem ce îmbunătăți, dar am vrut să punctez, am ținut să punctez neapărat la acest capitol. Cu referire la nivelul 2 al instanțelor din țară, deci curțile de apel, la fel ca și instanțele de fond, la fel ca și judecătoriile, și la nivelul acestor instanțe am avut o diminuare a numărului cauzelor penale soluționate. În 2020, curțile de apel, în ordine de apel și recurs, au soluționat 3381 dosare penale. Comparativ, dacă să facem acest studiu comparat cu perioada anului 2019, avem o diminuare cu aproximativ 21%. 1492 decizii din cele 3381 pronunțate au fost urmare a declanșării căilor de atac, anume de către procurori, și în baza sau urmarea reconsiderării sau considerării hotărârilor curților de apel ca fiind ilegale sau urmarea aplicării unor pedepse greșit individualizate, procurorii au declanșat 588 recursuri ordinare, sesizând în acest fel Curtea Supremă de Justiție. Cifra de 588 este una procentual cea mai mică obținută în ultimii ani, reprezintă 16% din toate deciziile care le-au pronunțat curțile de apel și care au fost recurate în Curtea Supremă de Justiție. Ori asta mă face să cred că calitatea realizării sau înfăptuirii justiției la nivelul curților de apel iarăși s-a îmbunătățit în anul precedent. Câteva repere despre activitatea judiciară a procurorilor la nivelul Curții Supreme de Justiție. Ultima verigă, acolo unde hotărârile devin deja irevocabile. Deci în perioada anului precedent, Curtea a examinat 1888 de recursuri ordinare, 516 din ele fiind declanșate de către procurori. Cota admiterii recursurilor ordinare declanșate de către procurori este puțin peste 43%, ori 224 din cele 516 declarate au fost admise de către colegiile penale ale Curții Supreme de Justiție. Câteva detalii despre căile extraordinare de atac. În anul precedent au fost admise 230 de recursuri în anulare declarate de către adjuncții procurorului general, fie procurorul general. Marea lor majoritate se referă la aspecte de reabilitare a victimelor represiunilor politice. În același timp, pe rolul curții s-au aflat alte 11 cereri examinate în procedura de revizuire, 3 din ele în final soldându-se cu desființarea hotărârilor anterior pronunțate la nivel național. Următorul aspect la care vreau să mă refer în mica mea prezentare este ține de politicile punitive. Ori Procuratura Generală, Procuratura în general ca și instituție, are obligația de a promova politicile penale ale statului, iar politicile punitive vin ca și o parte a acestui segment de activitate. Clasificând pedepsele care au fost aplicate persoanelor condamnate, constatăm că cele mai multe persoane au fost sancționate cu muncă neremunerată în folosul comunității, aproximativ 48,5 din totalul persoanelor condamnate. Alte categorii de pedepse care au fost aplicate în privința condamnaților sunt după cum urmează, deci cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe anumite termene de probațiune au fost condamnate 4212 persoane și aici o să deschid o paranteză și o să repet pentru a ena oară că în opinia mea, în opinia direcției, în opinia politicilor pe care le promovează procuratura, această pedeapsă rămâne în continuare a fi apreciată ca fiind pedeapsa cu cel mai slab efect educativ care este posibil să fie aplicată în privința persoanelor condamnate. Mai grav este că odată cu aplicarea acestei pedepse, instanțele, dar de fapt este și omisiunea procurorilor, pentru că ei nu intervin cu propunere în acest sens, nu propun instanții pentru ca să fie aplicate acele restricții, acele obligații care sunt inerente pedepselor care sunt suspendate, condiționate pe anumite termene. Următoarea categorie de pedeapsă este reprezentată de
pedeapsa cu închisoare cu executare reală. 1843 de persoane în anul 2020 au fost sancționate la această categorie de pedeapsă. Studiile pe care noi le-am făcut în cadrul subdiviziunii specializate au demonstrat că aici vorbim în general de persoanele care au fost condamnate pentru infracțiuni excepțional de grave, deosebit de grave, iar atunci când pe banca acuzațiilor am avut diferite persoane inculpate în infracțiuni ușoare sau mai puțin grave, fie sunt cei care au comis infracțiunile în termene de probațiune, fie sunt cei care se aflau deja în stare de recidivă și pe cale de consecință o altă pedeapsă decât pedeapsa închisorii cu executare, teoretic era inadmisibilă. Cea mai slabă cotă de aplicabilitate în anul precedent a avut o pedeapsă amenzii penale, ori la această categorie de pedeapsă au fost sancționate doar 1009 persoane, ceea ce reprezintă 10% din totalul persoanelor condamnate în anul precedent. Studiile pe care noi le-am făcut, de ce lucrurile astea se întâmplă, au scos în evidență următorul fapt. Dacă o să vedeți legislația penală, în luna decembrie anului 2018 au fost operate anumite modificări prin care fie au fost majorate sancțiunile în formă de amendă în codul penal, fie pedepsele în formă de muncă neremunerată în folosul comunității au luat locul unor sancțiuni alternative, precum era amenda, potrivit redacțiilor anterioare ale sancțiunilor unor norme incriminatorii din codul penal. Acest cumul de circumstanțe a determinat această diminuare a acestei categorii de infracțiuni. Foarte pe scurt o să încerc să mă refer la capitolul achitării persoanelor. Noi înțelegem foarte bine riscurile post factum pe care le comportă o sentință de achitare. Ori, odată pronunțată o hotărâre de achitare, aceasta permite persoanelor ca să meargă în instanță pentru a obține recompense de ordin pentru prejudiciile morale, pentru prejudiciile materiale cauzate în legătură cu urmărirea penală, în legătură cu judecarea, pentru că ea automat devine ilegală, a persoanelor. Din acest considerent, noi întotdeauna am atenționat corpul de procurori și facem lucrul ăsta și în continuare și vorbim despre riscurile la care ne expunem atunci când sesizăm instanțele de judecată cu judecarea unor dosare în care noi nu avem probe suficiente pentru a proba vinovăția persoanelor. În anul precedent, la nivelul judecătoriilor, au fost achitați 281 de inculpați. La nivelul curților de apel au fost achitate alte 74 de persoane și în Curtea Supremă de Justiție, ca și ultimă instanță, au beneficiat, zic eu, de acest verdict alte două persoane. Am mai spus-o și o să o reiterez iarăși cu această ocazie. Niciodată noi, procurorii, nu trebuie să avem frica sau teama de a renunța la învinuire atunci când acuzațiile pe care noi le-am formulat la etapa urmăririi penale nu le mai putem proba deja pe platformă judiciară. În acest sens, în anul precedent, procurorii în 13 cazuri au renunțat la învinuirile aduse inculpaților și vreau să vă spun că 13 situații de renunțare la învinuire este probabil cea mai mare rată în care procurorii au realizat acest procedeu pe care îl pune la dispoziție codul de procedură penală. Am certitudinea că lucrul ăsta trebuia să se întâmple în mult mai multe dosare. Asta nu înseamnă că încurajăm procurorii să treacă în cealaltă extremă a abuzurilor și să vină cu renunțări ilegale la învinuire, dar încurajez procurorii să facă lucrul acesta acolo unde, într-adevăr, urmarea cercetărilor judecătorești, noi nu avem probe care să demonstreze vinovăția inculpaților și în această situație este mai bine să renunțăm mai devreme decât să insistăm pe proceduri prin declanșări de căi de atac asupra acestor fenomene. Avem instanțe în care nu avem astfel de soluții, avem unele instanțe în care soluțiile de achitare au fost pe ordinea de zi. În
mediul nostru, când am analizat de ce se întâmplă acest lucru, avem și unii judecători care și-au făcut din asta o ocupație, ori urmarea declanșării căilor de atac, de foarte multe ori, curțile de apel, ulterior Curtea Supremă de Justiție, au răsturnat aceste verdicte de achitare pe care le-au pronunțat instanțele de fond. Cele mai multe persoane, ca și temei pentru achitare, instanțele au reținut lipsa elementelor infracțiunii. De cele mai multe ori se merge pe imposibilitatea probării laturii subiective a infracțiunilor. În alte cazuri, latura obiectivă este cel de-al doilea element pe care procurorii au fost în imposibilitate să-l demonstreze în fața instanțelor de judecată. Cu referire la încetarea proceselor penale în instanțele de judecată, vorbeam că la începutul prezentării că avem sentințe de încetare pronunțate în privința a 1377 de persoane. Și aici vreau să punctez asupra unui detaliu foarte important și am mai făcut-o și cu alte ocazii. Din cele 1377 de persoane în privința cărora procesele penale au fost încetate, aproximativ jumătate din ele sunt situații care încetarea a intervenit urmare a împăcării părților în cadrul proceselor judiciare. Stimați colegi, eu vreau să revin și să vă rog încă o dată să găsim timpul necesar pentru ca la etapa urmăririi penale să pierdem o oră și să invităm partea vătămată și să-i explicăm dreptul și posibilitatea legală de a se împăca cu făptuitorul, cu învinuitul la acea etapă. Și în felul ăsta noi vom descărca instanțele de judecată de foarte multe dosare care pentru noi este o uzură fizică, ori soluțiile pot fi apreciate încă de la acea etapă judiciară. În felul ăsta nu vom pune nici judecătorii să planifice ședințe inutile, iar noi, la rândul nostru, vom putea să ne concentrăm pe dosarele complicate, pe dosare de rezonanță, pe dosare care, într-adevăr, necesită o implicare mult mai mare din partea noastră a procurorilor. Un alt temei de încetare a sentințelor în instanțele de judecată este axat pe intervenirea termenilor de prescripție și aici cota procentuală a acestor putereri este de aproximativ 25%. Este și vina noastră, dar nu pot să nu încerc să zic că este o vină cumulativă a procurorilor combinată cu cea a instanțelor de judecată. Voi vorbi puțin mai târziu despre aspectul de tergiversare, dar atunci când stabilim că ședințele de judecată sunt stabilite la intervale foarte mari de timp, atunci când avocații, mai ales în spețele în care vorbim despre infracțiunile ușoare, intenționat rup ședințele de judecată pentru a apropia aceste termene de judecată. Noi am insistat întotdeauna pe soluțiile pe care le oferă codul de procedură penală și anume ca să formulăm, să venim către instanțe cu acele cereri de accelerare a judecării dosarelor penale, acolo unde inculpații de 3-4 ori refuză să se prezinte în instanță de judecată și nu invocă motive obiective, bineînțeles că noi atunci suntem obligați să reacționăm și să venim cu anumite demersuri, să sesizăm instanțele pentru a modifica măsurile preventive pe care le avem aplicate inculpaților, astfel încât să asigurăm continuitatea proceselor judiciare. Următorul capitol la care vreau să mă refer este de fapt cel mai important în viziunea mea și va reprezenta un punct de reper și de fapt am comunicat lucrul ăsta inclusiv colegilor din Procuratura Generală responsabili de acest domeniu. Vorbesc despre tergiversarea examinării cauzelor penale. Deci dacă veți ridica rapoartele noastre de activitate din anii precedenți, veți vedea că noi operam ca și punct de ghidare, ca și punct de reper. Vorbeam doar despre dosarele penale care trenează pe rolul instanțelor de judecată cu termene mai mare de 6 luni. Iarăși mă întorc la situația pandemică pe care am avut-o în țară, care este un factor obiectiv până la urmă, dar
din numărul total de dosare penale pe care noi astăzi îl avem pe rolul instanțelor de judecată, peste 65%, peste 65% din ele au deja un termen mai mare de 6 luni. Trebuie să o recunoaștem și noi, și CSM-ul, și toți judecătorii instanțelor de judecată, că această bătălie, pe moment, cel puțin, este pierdută și fără o consolidare a eforturilor, noi nu vom putea redresa situația la acest capitol. Am recomandat procurorilor conducători ca să ne concentrăm pe acest domeniu și să încercăm să descărcăm instanțele prin soluționarea cât mai rapidă a dosarelor penale. Acolo unde este posibilă examinarea acestor în proceduri speciale, lucrurile astea să se întâmple. Acolo unde avem liste de marturi cu marturi care de fapt nu sunt relevanți pentru a demonstra vinovăția, am recomandat acuzatorilor de stat ca să se renunțe la acele probe și în felul ăsta să apropiem etapa cercetării judecătorești pentru a trece în etapa dezbaterilor judiciare. Verificările pe care noi le-am făcut au depistat cauze penale care se află în sperolul instanțelor de judecată începând cu anul 2010-2011. Asta este grav, este foarte grav, stimați colegi. Asemenea abordări permit persoanelor pentru ca să meargă în instanță să obțină iarăși o satisfacție din partea instanțelor civile pentru încălcarea termenelor rezonabile de judecare a dosarelor penale. Iar ca și prioritate am focusat deja procurorii din subdiviziunile Procuraturii Generale ca să ia la un control strict aceste dosare penale, să planificăm acțiunile. Vicea Nicolae, ce ți-a închis microfonul? Doar o clipă, acum și rezolvăm. Da, sper că am rezolvat. Da, este, e ok. Mulțumesc pentru sugestie. Vorbeam despre segmentul reabilitării victimelor represiunilor politice. Am sărit deja de la aspectul de tergiversare. Sper că nu mi-a scăpat foarte mult din lucrurile importante. Despre reabilitarea victimelor represiunilor politice pe fondul pandemiei pe care o avem în țară, având în vedere că acest domeniu ne permite să lucrăm exclusiv cu dosare de arhivă care se regăsesc în arhivele Serviciului Informații și Securitate ale Ministerului de Interne, noi am obținut anumiți indici cantitativ foarte buni. Am declanșat în anul 2020 peste 310 recursuri în anulare. Am reabilitat sau am eliberat certificate de reabilitare primare pentru 83 de persoane. Vreau să menționez de fapt că această sesizare a avut pe rolul Curții Constituționale și care se referea la unele categorii specifice de eventual beneficiari ai reabilitării. Procuratura Generală a fost de fapt unica instituție din stat care a susținut această sesizare formulată de deputații în Parlament către Curtea Constituțională și deja începând cu lunile ianuarie, februarie, avem zeci de cereri de la acele persoane care s-au născut în drum spre locurile de represiune, în drum de la locurile de represiune și în felul ăsta restabilim echitatea și la acest capitol. Foarte succint la capitolul contravențional, procurorii au inițiat 1534 de asemenea proceduri în anul precedent. Potrivit competenței noastre exclusive, nesubordonarea cu rea voință, dispoziții sau cereri legitime a colaboratorilor organelor de ocrotire a normelor de drept, procurorii conducători au examinat 591 de astfel de proceduri. Din ele, din cele 591, 424 deja au fost și executate, iar suma amenzilor contravenționale care au fost încasate în baza deciziilor de sancționare ale procurorilor constituie suma de aproximativ 570.000 de lei. Referitor la priorități, așa cum am discutat, rămâne să ne focusăm pe aspectul de tergiversare, pentru că ăsta îl consider eu cel mai relevant.
și vreau să atrag atenția în special procuraturilor specializate, pentru că împreună cu aceste procuraturi urmează ca și în anul curent deja să încercăm să identificăm în continuare acele dosare penale în care inculpații au fost trimiși în judecată în lipsa probelor și doi, acea listă neconvențională pe care au elaborat-o organizațiile non-guvernamentale, acea listă de dosare care este în, sau figurează în recomandările Consiliului Europei, aceste dosare să le finalizăm, să le finalizăm astfel încât să putem privi în ochi acele persoane care au fost trimise în instanțele de judecată, iar soluțiile pe care le vom adopta de comun cu instanțele să fie unele care fac parte sau care vor circumscrie albii legalității. Domnule Procuror General, domnule Președinte, asta a fost prezentarea mea. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Rășoară! Vă mulțumesc mult, domnul Rășoară! Stimați colegi, cu regret, domnul Perevoznic nu are posibilitatea a participa astăzi la ședința noastră și raportul lui va fi amplasat la site-ul Procuraturii Generale. Vă mulțumesc, doamna președinte, pentru cuvântul oferit. Domn Procuror General, vă ofer cuvântul totodată ca dumneavoastră să prezentați și prioritățile pentru anul 2021 al Procuraturii. Vă mulțumesc mult, doamna președinte, stimați colegi. Prioritățile pentru anul 2021 pe segmentul realizării politicii penale în stat. Vom continua monitorizarea și controlul în ordine ierarhică activității Procuraturii Anticorupție și PCCOX, pentru ca aceasta să se justifice minirea prin respectarea drepturilor fundamentale ale participanților la procedurile penale, învinuiri chimenicie, rețineri, aresteri, interceptări, perchiziții, etc. și totodată anchete eficiente. Vom monitoriza și ține la control în continuare dosarele penale de rezonanță, fraudă bancară, Landromat, concesionarea aeroportului, Avia-Invest, Arena Chișinău și altele, în vederea accelerării investigațiilor și asigurării că cei vinovați se compară în fața legii cu încadrarea juridică corectă a acțiunilor fiecăruia cu probe suficiente și concludente. Vom asigura cooperare eficientă cu organele de urmărire penală și cele ce practică activitatea specială de investigație, cu identificarea segmentului de infracționalitate ce necesită a fi combătute în mod prioritar, cu abordare strategică complexă a măsurilor concrete de combatere a traficului ilicit de droguri, contrabandă, traficul de persoane, corupția, crimele conexe, spălarea banilor, infracționalitatea economică ce afectează securitatea financiară a statului, a sistemului bancar, ce de asigurări, etc. Vom evalua cadrul normativ material și procesual penal existent sub aspectul necesității operării unor modificări și anume debirocratizarea unor instituții procesuale, excluderea practicilor de abuz de drept procesual admise de către avocați, decriminalizarea unor fapte. Vom asigura independența procesuală a procurorului de caz, în special pe dosarele sensibile și de rezonanță, astfel încât influențele necorespunzătoare ale unor reprezentanțe a mediului politic să nu determine procurorii să aibă frică să adopte decizii nepopulare, dar care sunt determinate de adevărul judiciar stabilit prin probe suficiente și concludente, indiferent de statutul, apartenența politică sau de grup a făptuitorilor. Pe segmentul judiciar vom insista pe reducerea fenomenului tergiversării judecării cauzelor penale în instanță de fond și apel, prin intensificarea aplicării procedurilor speciale la examinarea cauzelor penale în instanță judecată, continuarea procesului de identificare a cauzelor penale cu tentă politică sau la comandă și întreprinderea măsurilor legale pentru repunerea persoanelor menționate în drepturi.
contracarea fenomenului abuziv de instrumentare și încadrarea juridică conform articolul 190 din Codul Penal al Strocherie, a faptul ce rezultă din neexecutare de către părți a unor obligații cu caracter civil, revizuirea cazurilor penale aflate atât la faza de urmărire penală cât și în proces de judecată, implementarea noului mecanism de evaluare a dosarelor cu hotărâri irevocabile de achitare a inculpaților sau din citarea proceselor penale pe motive de nereabilitare, intensificarea dialogului instituțional cu agentul guvernamental la formularea poziției Republicii Moldova în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului. Pe segmentul protecției copilului, apărării drepturilor omului și intereselor societății vom pune accent pe consolidarea rețelei de procurori specializați în cauzele penale privind minori, dezvoltarea capacităților instituționale în domeniul protecției drepturilor copilului, victime, martori, a infracțiunilor și audierii acestor în condiții speciale, dezvoltarea mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificare, evaluare, referire, asistență și monitorizarea copilului victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, eficientizarea interacțiuni cu organele de control în vederea sporirii calității materialului adresat organului de urmărire penală, referitoare la gestionarea ilegală a patrimoniului public și investigarea infracțiunilor ecologice. Sub aspectul managementului instituțional, politici și legislație, vom implementa planul de dezvoltare strategice a Procuraturii pentru anii 2021-2025. Vom realiza politici adoptate la nivel național în domeniul specific, cum ar fi respectarea drepturilor omului, independența și integritatea în sectorul justiției, combaterea corupției, combaterea criminalității organizate, combaterea spălării banilor, combaterea infracțiunilor ecologice și altele. Vom participa la procesul legislativ pe domeniul de activitate ale instituției, în special se ține de modificarea capitolului 9 de codul penal, modificarea codului de procedură penală în vederea simplificării procedurii de urmărire penală, delimitării competenței de exercitare a urmăririi penală pe cazurile de corupție la nivel înalt, audieri prin teleconferință și altele. Atât, doamna președinte. Vă mulțumesc. Toate prioritățile. Mulțumesc mult. În principiu, cam astea au fost raportările atât a Consiliului Superior al Procurorilor și raportul de activitate a Procuraturii. Între timp, pe parcursul acestui eveniment, am mai consultat și chat-ul, dar nu au fost înregistrate întrebări sau careva comentarii. Respectiv, păstrăm îndemnul ca toate problemele sau întrebările urmează a fi clarificate prin dialogul din activitatea zilnică pe care o avem. Vă mulțumesc tuturor pentru interesul acordat acestui eveniment. Sper că mesajele transmise vor fi primite obiectiv și vor fi analizate integral. Declar acest eveniment la care am participat cu toții de prezentare publică a rapoartelor de activitate a Consiliului Superior a Procurorilor și a Procuraturii pentru anul 2020, încheiat. Vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc, stimați colegi. Vă mulțumesc mult încă o dată pentru activitate, în condițiile care am avut în anul trecut și vă urez un weekend plăcut. Vă mulțumesc și zi bună în continuare. Vă mulțumim. Și acum, convenit la începutul teleconferenței, când o să fiți în Chișinău, vă rog, intrați, ne comunicăm despre situația în fiecare procuratură aparte. Păi asta am spus și eu, să fie un dialog în continuare. Pe asta mizăm. Zi bună în continuare. Zi bună.